Liderul rus Vladimir Putin nu vrea nici în ruptul capului să pună punct războiului din Ucraina și nici nu se dorește să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelensky. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care le-a făcut publice premierul Italiei Mario Draghi în urma unei discuții cu liderul de la Kremlin. Liderii europeni încă încearcă pe cale diplomatică să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul pe care l-a pornit împotriva Ucrainei. Prin urmare, aceștia discută deseori cu liderul de la Kremlin. Printre ei s-a numărat și premierul Italiei, Mario Draghi, care a făcut publice câteva dintre subiectele abordate în timpul discuției. Condițiile din partea lui Putin pentru o a focului nu au fost încă îndeplinite, spune premierul italian Mario Draghi, astfel că Vladimir Putin nu va pune punct conflictului între cele două țări. Mi-am exprimat convingerea că pentru a rezolva probleme cruciale este necesară o întâlnire cu Zelenski, care a cerut-o de la început, iar Putin mi-a răspuns că nu este momentul potrivit. Unui Putin este că ar trebui să se facă pași mici în negocieri. De fapt, pozițiile celor două părți s-au apropiat un pic, dar sunt prudent pentru că există încă mult scepticism. Cu toții vrem să vedem o rază de lumină. Sancțiunile funcționează, Pace se obține dacă Ucraina se apără, altfel nu există pace, a adăugat Draghi. Liderul de la Kremlin a mai discutat și cu premierul norvegian Jonas Garstor. Acesta e lui Putin să pună capăt urgent războiului să retragă trupele și să asigure accesul umanitar.